Hello, hello, fraților și mi am găsit la un nou video de Clash Royale în legătură cu anumite carduri care aproape au fost adăugate în acest joc în Clash Royale, însă developerii au decis că mai bine să nu, cei de la Supercell au decis că mai bine să nu, așa că le-au păstrat secrete și nu prea s-a aflat de ele, însă eu le voi prezenta și voi prezenta doar 4 pentru că restul... Nu prea are rost pentru că erau destul de slăbuțe și am decis să le aleg pe acestea patru care sunt mai interesante, așa că haideți să-i dăm și noi drumul cu patru carduri care aproape au fost introduse în Clash Royale. Asemănător cu Wizard Tower-ul din Clash of Clans, aparent cei de la Supercell ar fi vrut să adauge un Ice Wizard Tower în Clash Royale pentru că de ce nu ar fi fost foarte folositor și destul de șmecher, mai ales pentru jucătorii de Clash Royale care adoră Ice Wizard-ul. Însă, după anumite cercetări și anumite testări cu Ice Wizard Tower-ul, cei de la Supercell au decis că mai bine să nu-l adauge deoarece era foarte defensiv și nu ar fi dat prea bine în meciuri pentru că ar fi durat foarte mult până ai fi terminat un meci, așa că au decis că mai bine să nu-l bage. Deci haideți să dăm drumul cu al doilea card, fraților. Toate cardurile astea sunt destul de șmechere, însă haideți să dăm drumul să vedeți și voi cât de șmechere pot fi. Ok, păi acest card este destul de self-explanatory și adică ghost. Păi pur și simplu este o fantomă care s-ar face invizibilă iar atunci când va ataca sau va da dash spre un inamic uh, va apărea din nou și se va face vizibilă. Adică practic poți să o vezi și poți să o ataci sau dacă îi vei pune un spell, această fantomă va apărea și va putea fi atacată, însă dacă nu pățește nimic, va putea să meargă liniștită până când va ataca o trupă. Atac în aer, pe pământ, are 532 HP, 240 area damage destul de mare, are damage pe second 200, hit speed 1.2, speed slow, deploy time one one second să zicem așa, o secundă, range-ul este de 3, deci este relativ ok, adică nu, nu vă nimic greu cu asta, însă posibil să fie prea OP okay și de asta nu ar fi adăugat-o, aba nu am, însă hai să trecem și noi la următorul card fraților și să vedem despre ce constă acel card. Următorul card ar fi o capcană, chiar dacă nu s-a aflat foarte mult despre ea, a fost găsită în folderele sau fișierele ale acestui joc și până la urmă s-a aflat că a fost odată și odată într o într-o testare și că s-a verificat dacă ar fi fost bună în acest joc sau nu, așa că lumea a presupus și cei care sunt siguri de chestia asta au presupus că cei de la Supercell ar fi vrut să adauge un spell cu o capcană, însă teoria aceasta poate fi falsă sau poate fi adevărată, având în vedere că a fost găsită în fișierele jocului, așa că nu știu, fraților, cam asta ar fi cu acest spell, este o capcană, nu știm ce face, probabil doar dădea damage, abia nu avem, însă haideți să dăm drumul cu următorul card și ultimul de asemenea, deci 3, 2, 1, let's go! Ok, pe păi următorul card este foarte foarte clar că este foarte OP și de aia nu a fost adăugat în Clash Royale pentru că ar fi făcut prăpăd, chiar dacă ar fi costat 8 elixiri, este un card care practic ar fi făcut prăpăd în acest joc și ar fi fost foarte OP, mai ales dacă îl puneai cu încă 2 sau trei carduri pe lângă, ar fi fost prea OP și ar fi debalansat jocul, să zicem așa și n-ar mai fi avut foarte, foarte multă balanță, ar fi fost prea invincibil și prea greu de bătut, așa că probabil s-au decis să nu-l bage pentru că de ce ar băga o carte foarte OP ca să strige tot jocul, nu? Adică, adică da, nu? Deci, cam asta ar fi și cu acest card, nu prea am ce să explic despre el și da, sper că v-a plăcut cam asta ar fi videoul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați încă o dată dacă v-a plăcut să dați și voi un like, un share și un subscribe, ar însemna foarte, foarte mult pentru mine. Mulțumesc pentru atenția cu o dată. Eu am fost Alex, AK Titan și ne vom revedea cât de curând cu un nou video. Bye bye.